Hei, salutare și bine te-am găsit! Căutând informații despre camioanele românești și istoria lor, am găsit ceva ce mi-a atras atenția, așa că am început să caut și să mă interesez și am rămas surprins să aflu că au existat camioane românești înscrise la raliurile internaționale. Sincer, informațiile au fost puține și cam vagi, așa că le-am pus cap la cap pentru a vi le oferi cât mai exacte. Așa că haideți să începem cu perioada de după Revoluție, când comenzile de camioane către uzina Roma Brașov-Vesa au început să scadă drastic, pierzându-se contracte importante cu fostele țări comuniste ce nu erau clienți fideli. Așa că în 1998, cu ocazia Târgului Tehnic București, organizat la Târgul Expozițional Romexpo, a fost prezentată într-o conferință de presă intenția de participare a unor autocamioane românești la campionatul mondial de rally raid din 1999 și în perspectivă la celebrul Raliu Paris-Dakar. Conceperea și realizarea unor asemenea camioane performante, precum și participarea într-o competiție de asemenea prestigiu, a aparținut conducerii de atunci a Roman S.A., care a considerat ca fiind benefică expunerea media de raliul Paris-Dakar, existând de asemenea și posibilitatea de a obține rezultate competitive care să atragă la rândul lor potențial cumpărători, precum și noi piețe externe de desfacere. Iar pasul următor a fost căutarea unui partener cu experiență care să fie cooptat în acest proiect ambițios. Firma aleasă a fost Creatic Racing, ce avea experiență de 15 ani în construirea și dezvoltarea camioanelor de raliu, căruia i s-a alăturat un colectiv de ingineri, tehnicieni și mucitori de la Roman S.A., care împreună au construit două camioane de raliu cu denumirea Roman 16550 DFA cu motor Caterpillar diesel cu 6 cilindri în linie, având o capacitate de 14.600 cm3 și 550 de cai putere, dezvoltând un cuplu motor de 2507 Nm la 1200 de rotații pe minut, având tracțiune 4x4, cântărind 9 tone și reușind să atingă viteza maximă de 175 de km pe oră, construindu-se totodată și un camion de asistență tehnică 6x6, având același motor de 550 de cai putere de la Caterpillar cu 6 cilindri în linie, din care puntea față-spate, șasiul și cabina erau fabricate la Brașov, pe când restul erau importate. Motorul era Caterpillar, cutia de viteze Eaton Fueler, transmisia JVP, anvelopele erau Michelin, frânele Abex. Iar în cabină se găseau 3 scaune Recaro cu centuri în 4 puncte, plus un sistem de navigație Axel. Din păcate, cu toate că reușise să primească omologarea pentru clasa de camioane T4 de la Federația Internațională de Automobilism, la 1 decembrie 1998, aceștia nu au avut timp suficient de pregătire ca să participe la raliul Dakar din 1999, ce s-a ținut de la 1 până la 17 ianuarie, între orașele Granada și Dakar. Dar hei, să nu fim dezamăgiți, pentru că în același an, Roman Racing Team, cu echipă formată din cele două camioane plus mașina de asistență tehnică, au luat parte împreună la raliul Optic 2000 al Tunisiei, reușind să ocupe locurile 2 și 3 în clasamentul general, întrecând mărci de prestigiu cu un echipaj mix româno-francez. Dar nu ne oprim aici, pentru că în 2000, echipa Roman Racing Team a participat la Master Rally Paris-Istanbul, cu echipă formată din 11 persoane cu două camioane, având numerele de concurs 403 și 404. Aceștia au ocupat din nou locurile 2 și 3 la general, dovedind încă o dată că ideile și priceperea inginerilor români, precum și talentul și îndemânarea piloților, au dus la rezultate remarcabile. Din păcate, participarea la competițiile internaționale s-a încheiat odată cu trecerea liniei de finish pentru echipa Roman Racing Team, care, din cauza situației financiare dificile a uzinei Roman Brașov, acest proiect a fost oprit după numai două participări, considerându-se ca fiind nerentabil. Cam acesta a fost povestea lor, eu vă mulțumesc că ați rămas până la final, nu uitați de like, share și abonare, pe data viitoare!